Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturile vor avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, iar cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale, cu unele excepții. În săptămâna 10-17 aprilie, valorile termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în jumătatea estică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval. În săptămâna 17-24 aprilie, temperaturile medii se vor situa în general în jurul celor normale pentru această perioadă în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice și nordvestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval. Pentru săptămâna 24 aprilie, 1 mai, temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unui ușor excedent local în regiunile extracarpatice. În săptămâna 1-8 mai, Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână. Pe întreg teritoriul României, regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.